Bun găsit, prieten, la o nouă ediție a emisiunii Pulsul Zilei. Așa cum spuneam la revista presei, majoritatea administrațiilor locale caută, iată, soluții de supraviețuire. Unele au început să intre în faliment și ați văzut și dumneavoastră, ați auzit, presa națională a scris despre acest lucru, au intrat în insolvență. Altele încearcă să atragă investiții și investitori pentru ca în final să aibă mai mulți bani la bugetul local. Și cred că sunt cele mai viabile variante de lucru, având în vedere că promisiunile politicienilor din ce în ce mai mult încep să nu se concretizeze. Vedeți și dumneavoastră, ne-am și la Pașcan, ne-am bizuit foarte mult pe promisiunile din campania electorală. Iată, guvernul a venit și a spus în acest an, nu avem bani pentru investiții, nu avem bani pentru primării, abia de anul viitor, cine va ajunge cu bine anul viitor. Bun, în această seară vom vorbi despre soarta Comunei Moțca. Acolo se lucrează deja la o strategie de dezvoltare a localității, în timp ce unele investiții importante pentru comunitate au nevoie de sprijin financiar. Vorbim așadar cu primarul comunei, Constantin Serioja Hubincă. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Cei care au întrebări pentru invitatul meu sau comentarii în legătură cu tema emisiunii le pot adresa printr-un SMS la numărul de telefon 0766 80644 și, bineînțeles, pe adresa de messenger bit.tv@yahoo.com. Bun. Domnule primar, am aflat astăzi că dumneavoastră primăria cu specialiștii pe care i-a angajat sau i-a contractat lucrează la o strategie de dezvoltare a comunei. Un document care ar trebui să fie de căpătăi pentru comunitate atunci când va fi aprobată. Spuneți-mi în ce constă această strategie, când anume va fi ea finalizată, dacă cetățenii comunei au posibilitatea să vină cu propuneri, să îmbunătățească această strategie și de când anume ar urma să fie implementată. În problema strategiei beneficiem de ajutorul doamnei Valentina Paraschiv de la FRDS, care ne-a făcut oferta să ne scrie, cum s-ar spune, gratuit, deci nu ne va costa mare lucru. E din Moțca, doamna? Nu e din Moțca, dar a lucrat cu Adi Lefteriu pe mai multe proiecte și ne știm. Bun, dar de unde știe un specialist, un birocrat de la București, ce nevoie are Comuna Moțca? Păi noi, inclusiv pe internet, inclusiv pe Facebook, ne-am arătat disponibili, ne-am consultat cu lumea, lumea și-a putut pune părerile, indiferent că e aici sau a plecat la lucru în străinătate, și asta e o dovadă a deschiderii, avem câțiva voluntari pe care îi folosim, sunt câteva fete care au terminat facultatea și vin și lucrează la noi în primărie, au contract de voluntariat. Și eu zic că o să fie o strategie reală. La modul de scriere ne ajută, dar nu ceea ce conține. Nu vrem să fie copy-paste din alte strategii sau reactualizare. Am văzut să aud asta, pentru că sunt strategii pentru care s-au cheltuit foarte mulți bani. Dau exemplu Pașcanului. Un document cu multe file, sute de pagini. Nimeni nu s-a uitat în el. Așa cum a fost aprobat, după ce a fost aprobat Consiliul Local. Când am spus gratuit sau gratis, asta înseamnă că nu este interes financiar. Deci aș vrea să fie reală, aș vrea să fie, cum să vă zic, eu, realizabilă și să ne dorim cât mai puțin și să ajungem să înfăptuim cât mai multe. Ușor să... Bun, când v-ați apucat de acest document? Deci asta e în primăvară, cum să zic eu, cred că se va finaliza, dacă nu înșel, în septembrie cred că o să fie gata. Și, cum să vă zic, sunt puncte neatinse de pe 2007-2013. Eu sper... Adică probleme nerezolvate încă de atunci, da? Unele au fost puse doar așa ca să existe sau în cazul că vom avea, cum zic eu, oportunitatea să nu ne abatem la strategie. Să am înțeles. Dar Comuna a mai avut un asemenea document până acum?
Da, asta dinainte, deci 2007-2013. A mai fost o strategie, da? Și în ce măsură ea a fost realizată? Într-o măsură foarte incipientă sau aproape deloc. Sunt vreo 27 de puncte care sunt neatinse. Bun, și atunci vă întreb, de ce ar avea nevoie comuna de un astfel de document? Este dacă un anumit, este dacă un anumit, proiectele puse acolo nu se duc la bun sfârșit. Este un anumit formalist în chestia asta. În cazul, cum face Uniunea Europeană, că automat își schimbă strategia 2014-2020, de ce să nu venim și noi cu ceva nou sau hai să mai... Doar așa ne facem că facem. Pentru a avea un document în raport cu finanțatorii? Este, într-un fel, să caute și cadrul legal, că dacă nu poți să faci ceva ce nu e strategie. Am înțeles. Bun. Ce anume vă propuneți să realizați prin intermediul acestui document? Ce obiective credeți că sunt extrem de importante pentru comunitate și ar trebui să fie cuprinse? Deci, acum la un an de mandat de când am depus jurământul, ca să faci un bilanț, să vezi cam ce ai putut să rezolvi din ce ai promis, nu mă pot lăuda cu realizări mari. În schimb, pe o vreme de criză ca aceasta, care oarecum se simte, mai ales dacă ești într-un post de conducere, mă pot lăuda cu faptul că mergem înainte, că nu funcționează, cum să zic, că nu suntem ca un rulment gripat și a dat drumul, chiar dacă se pare că suntem la cota de avarie, se aprinde beculețul, noi ne bucurăm că funcționăm. Că sunt neajunsuri. Că supraviețuiți. Da. Aș putea să invoc greaua moștenire lăsată. Și e adevărat. Exemplu, cea mai mare problemă acum generată de cum să zic, de sistemul de integrat de apă și canalizare, care a fost un proiect foarte mare, valoare cu 130 de miliarde vechi. Asta înseamnă o cofinanțare de 15%. Ceea ce înseamnă în bani 20 de miliarde. Și ca să înțeleagă... Cât e bugetul colonial? Vreo 5-6 bugete, puse cap la cap, și că să nu mai funcționeze școală. Fără să mai cheltuiesc ceva. Tot se duc acolo din ceea ce se încasează, venituri proprii. Fost curajos sau inconștient fostul primar, fosta administrație care și-a asumat astfel de angajamente? În contextul în care vremurile continuau să fie bune, a fost ceva de apreciat pe moment, că s-au atras investiții mari. Dar dacă trebuia să prevezi că dacă nu o să am de unde, acum Uniunea Europeană a obligat guvernul la stingerea arieratelor în proporție de 85%, guvernul ne-a obligat pe noi, prin ordonanța 3 pe 2013, și 10.400.000 pe care eu le-am găsit ca facturi de dat, datorii la stat, au trebuit să facem un împrumut, să dăm un timp de 5 ani câte 220 de miliarde în lei vechi. Asta înseamnă o rată foarte consistentă. Nu, e foarte mult. 220 miliarde. 220 de milioane pe lună, timp de 5 ani. Asta o dobândă de 5,25%. Acum, mai nou, dăm trimestrial și m-am uitat și a crescut și dobânda cu vreo 2.333 de lei. Bun, deci cu alte cuvinte, primăria Moțca s-a împrumutat în bancă pentru a plăti datoriile moștenite de post administrație. Pentru a termina apa și salarizare. Nu numai asta. De exemplu, dacă vă dau un exemplu la Preservapa, avem vreo 600 de milioane. La de plată. La două societăți din astea care fac studii de fezabilitate pentru proiecte, avem la una 700 de milioane, la una 500 de milioane, Maltedor, Wintec. Deci avem pur și simplu datorii care, nu știu cum să zic, o să beneficiem de clemența lor, o să mergem așa de... Ce s-ar fi întâmplat dacă nu le-ați fi achitat? Exista posibilitatea să ajungeți exact în situația în care au ajuns anumite primării din țară să intre în insolvență? Păi aici, de exemplu, Wintec-ul
ne-au dat în judecată forțat că ieșeau din aia 3 ani, care nu mai puteau solicita bani. Deci pentru contracte semnate din 2008-2009... Asta înseamnă că urma executarea silită. Da, da. Și oricum, o să înțeleagă și ei, o să rată, o să ne păsuiască. Oameni suntem, să știe situația care ar fi, nu că nu vrea primarul. Deci o nemulțumire, o neîmplinire a mea este faptul că din luna aprilie am 19 asistenți personali care nu-și mai primesc bani. Ajunge și pentru acolo. Persoane cu handicap. Ajunge și acolo. Și că luna asta se termină și banii pentru cei cu indemnizații. Bun, dar haideți să revenim la proiecte. Ce proiecte vor fi cuprinse sau sunt cuprinse în acest document extrem de important? Cum credeți că va arăta, nu știu, Comuna Moțca peste câțiva ani de zile? Bănuiesc că aveți o prognoză, o proiecție în sensul ăsta. Deci, urgența. Am fost întrebat și de cei de la, de exemplu, de la județ și de cei să-mi fac o prioritate ca și proiecte, ordinea de prioritate a proiectelor. Deci am în vedere asfaltarea DC111, asta înseamnă satul Boureni, să leg E85 acolo e jale mare, cu mai centura orașului. E jale. Într-adevăr, acolo, în 2010, putea fi dat și, cum să zic eu, ca drum afectat la dezastre, ăla trebuia să fie un proiect care să fie prins. Că în, cine știe drumul spre Schitul Boureni, să știți, acolo este rupt de ape oricând. Că n-au rigole, că dacă așa am căuta cauzele. Dar anumite chestii au făcut ca DC133 să fie trecut printre priorități. Acum se asfaltează de la Codrii Pașcanilor până la Homița. De la Homița intră Comuna Cristești, de exemplu, și face spre Tătăruș. La Uda face și Comuna Tătăruș. Când credeți că va fi asfaltat acest drum? Bine, important, care face legătura cu un sat de acolo. Mandatul e mai scurt decât strategia. Dar eu mi-aș dori ca în cursul acestui mandat să taie pamlica la asfaltul Boureni, chiar dacă ar fi și prin mijloace proprii sau poate zic așa, că măcar aș începe un kilometru să vadă. Să vedeți dumneavoastră cam cum e situația la cetățenii din vale sau chiar și cei din deal când trec mașinile și tot praful, tot se depune și pe casă și pe asta pe rufele spălate și pe... Și tinerii din ziua de azi calcă mașinile, se ridică un nor de praf ca... Și ei plătesc taxe și impozite la fel cu prin deșert. Cetățenii care îi aveți în centru. Normal că trebuie să le asigur la toți oamenii. Și nu numai la nivel... să nu creadă lumea că o fac așa la nivel declarativ. Mă strădui ca toți oamenii să-și cunoască și obligațiile. Să nu spună, am drepturi de cetățean european. Ce costă să mi se ia gunoiul în fiecare lună? Ce costă să am asfalt? Sunt anumite costuri care implică primăria, administrația publică. Eu sper nu numai să fie trecut în strategie, dar să asfalteze efectiv drumul în Boureni. Bun. În ce măsură aveți sprijinul județului? Vă întreb asta pentru că sunteți liberal. Iată, președintele Consiliului Județean este din același partid cu dumneavoastră. Politicienii au fost foarte vocali anul trecut pentru că era vorba de soarta lor politică și au făcut promisiuni multe, foarte multe, puține realizate până acum. În ce măsură aveți sprijinul necesar la nivelul județului și de ce nu la nivel național? Deci, așa, ca și coleg de partid, îl simt foarte aproape sau foarte afectiv față de noi. Nu e o relație rece sau să zic așa că nu ne-ar primi să ne, cum zic eu, să ne spunem păsurile și să ne ajute, dar cine? Mai este, de mă cine? Refer la domnul Adomniță. Bun, dar dincolo de zâmbetul și politețea politicianului... Nu, că nu e un om fals. De meserie. Deci dacă are ceva de spus, spune franc în față. Concret, bani. Concret, cred că este pus în situația unui tat sărac cu mulți copii. Deci, dacă nu mai e o primărie liberală, nu mai e o primar liberal,
este pus în situația faptului ca din nimic să facă ceva și să dea și la toți. Deci asta e marele paradox. Bun, că dacă ar avea, eu cred în prima secundă mi-a dat. Bun, dar dumneavoastră da, trebuie să fiți să... avocatul cetățenilor din Moț, ca nu avocatul președintelui Consiliului Județean. Deci sunt un avocat, cum să zic eu, care susțin și una și alta. Deci sunt între iță și spată. Îmi dă și cu vatale în cap și cu calcă. Da. Eu nu prea cred politicienii. Mai ales că bugetul județului este destul de mare și observ așa că de fiecare dată se găsesc bani, de exemplu, pentru municipiul Iași. Însă, pentru localitățile mici, care sunt cât mai îndepărtate de sediul administrativ al județului... Nu mă pot considera un politician. Că nu de dumneavoastră era vorba. Ci, de mine ar trebui să mă credeți. De cei care împart banii. Deci, sunt oameni care pur și simplu vin la primărie și spun ce ai făcut cu banii la Uniunea Europeană? Mă întreabă pur și simplu. Care bani, domnule? Care bani? Ai auzit că s-a dat... S-au auzit că se dă bani pentru romi. Ai văzut un proiect accesat de noi? Că acum suntem... ne-am propus și am intrat în secretariat, este o rețea a primarilor care activi, care să acceseze bani pentru romi. Că acum am propus să fac un ONG strict pentru romi. Că vrem să intrăm într-un gal numit Codrii Pașcanilor împreună cu comunele Miroslovești, Stolniceni și Păstrăveni. Păstrăveni, cum să vă zic, dacă ai o comună din alt județ, la punctaj dă mai bine. Eu nu zic că nu o să duc la finalitate sau nu o să accesez proiecte, dar să înțeleagă și populația că un proiect nu e așa de ușor. Nu-l faci azi și azi l-ai scris și mâine îl treci la execuții. Are de așteptat, sunt anumite... Să știți că lumea nu mai are răbdare. Nu mai are răbdare? Da, și a ajuns oarecum la... Deci, foarte rău pentru cine? Și pentru ei și pentru noi. Ne facem, ne stresăm degeaba. Răbdarea e una dintre virtuțile omenești. Trebuie să dăm dovadă de ea. Nu trebuie să... Dar lumea a ajuns la fundul sacului și dumneavoastră știți lucrul ăsta. Și se vede cel mai bine poate chiar la sate. Lumea nu mai are bani, nu mai are disponibilitate de a aștepta. Au fost foarte multe promisiuni răsturnate an de an și care nu s-au realizat. E adevărat că noi acum trăim, avem alte așteptări. Ne-am emancipat cumva așteptările. Dar problema e că... tinerii care au muncit în străinătate și au termen de comparație, au văzut cum se trăiește în altă parte și vor ca și în satul lor, în comuna lor să fie măcar o parte. Ce-ar trebui să zicem? Dar nu se poate, că acolo clacăm. Nu trebuie să găsim soluția de compromis, să mergem, să tindem într-acolo, să fie într-un trend ascendent, să vrem și noi ca acolo. Dar nu se poate să treci de la comunism la capitalism într-o noapte. Bun, dar au trecut 20 ceva de ani. 20 cu o viteză de miel. Cum mergem miel, cum mergem? S-ar putea și nici direcția să nu fie bună. Să mergem spre înapoi. Da. Bun. Spuneați că a trecut un an de mandat. Da. Sunteți mulțumit de ceea ce ați reușit să faceți până acum? A fost un an dificil? Sunteți la primul mandat de la prima dragoste, da. Bun. Este greu să conduci destinele unei comunități? Nu este greu. Dar dacă lumea ar pricepe, câte se spară că nu degeaba Serioja și-a schimbat culoarea părului de când a reușit ca primar. Sunt niște chestii, ești pus în fața faptului neîmplinit. Eu, dacă mă arătam înainte foarte serviabil și stăteam să-i ascult pe oameni, nu făceam doar ca și campanie electorală. O făceam că așa e natura mea. La fel trebuie să faceți și acum. Și acum. Dar trebuie să înțeleagă și le explic. Sunt care vin cu poezia de acasă scrisă, ți-o dă ca replică și pleacă înapoi. Și nu-și ia mesajul. Dom'le, ce răspuns ai? Deci, pur și simplu, să aibă și ei răbdare. Și eu mi-aș dori să facem multe și într-un timp foarte scurt. Eu zic așa, din punctul meu de vedere, sau părerea mea despre mine e că sunt serios și dacă am promis ceva mai devreme sau mai târziu, se va întâmpla. Trebuie să aibă răbdare. Bun, haideți să le luăm pe rând. Da. Spuneați de
Haideți cu proiectul ăsta european, care este extrem de important, da? Când va fi gata și cu ce eforturi, cu ce... La care vă referiți? La sistemul de apă? Cu sistemul de apă și canalizare. Deci, stația de... cum să zic eu... la canalizare, stația de epurare va fi gata, conform contractului, în luna septembrie. Deci, din septembrie vor putea oameni să se branșeze la canalizare. Sunt oameni care deja s-au branșat la canalizare. Acum, când am avut apă, toate, cum să zic eu, tot conținutul răsufla pe undeva unde n-ar fi trebuit. Deci, luat de apa pluvială, care pătrunde în canalizare, cum zic, s-a dovedit cumva că deja unii au făcut-o, s-au legat. Deci, cu alte cuvinte, din toamna acestui an, vor avea și canalizare. Comuna Moțca va avea canalizare, da? Ar trebui să fiți mândru, pentru că sunt o parte din administrativul Pașcanului, tot fac comparație, nu are și nu va avea în viitorul apropiat rețea de canalizare. Deci dacă vii spre Pașcani, toate ulițele de pe partea dreaptă nu au canalizare. De ce? Fiindcă când s-a făcut proiectul, nu s-a ținut cont că apa îți dă cursul, deci apa curge. Deci, pur și simplu, Moțca are așezare ca o pâlnie. Dacă era luat cumva, nu se mai trebuia pompe pentru pomparea apelor uzate, spaurile astea. Mergea apa la vale, făceai ceva pe lângă pâraie și trebuia dată o altă soluție. Și beneficiau toți. Înțelegeți? Bun, dar cine a făcut proiectarea sau cine, bine, cine că, era? Era domnul Cosma Aurel, s-ocupa domnul vice, care domnul Muraru. Dar bine, asta e o chestie de proiectare, cum să zic, expertul. Iată, costă... O să fie funcționabilă, dar cu anumite... Apa trebuie să mai și la deal. Am înțeles. Bun. Și în ceea ce privește rețeaua de distribuție a apei? Am intrat, cum s-ar spune, am fost și noi acceptați în Arsaces. Ați fost invitați. Nu știu cum să vă zic așa. Au promis că vor face ce n-au făcut alții. Ați ieșit din asociația cu Pașcani? Din Ecoapa, da. Am ieșit din Ecoapa și am intrat odată cu Cutienii într-o ședință. Ce așteptări aveți? Credeți că va fi mai bine în Arsaces? Eu cred că apa vitală va furniza apa necesară. Au contract că acum e preserv apa și va fi apa vitală. Mai puțin îl interesează pe cetățean, doar să fie serios și să dea apă. Care parțial va fi, deci apa vitală, logic, va cumpăra apă de la preservapa. Atâta timp cât Pașcani nu trece la apa vitală. Bun, dar vi s-a promis și dumneavoastră pentru comună investiții? Da. În schimbul intrării în așa, Arsaces? Ca să fim tentați să o facem, să trecem? Exact. Nu neapărat. De exemplu, noi avem cumpărat conductă, am luat conductă de 110, un kilometru jumate de conductă, pe care domnul Pisecaru ne-a promis că o să o punem în pământ, pur și simplu să înlocuim niște... Cum manopera societății. Cum manopera societății, dar ceea ce noi am avut-o cumpărată dinainte de căderea zăpezii. Cu puțin efort, cred că se putea să o fi prins iarna pusă, gata. Acum, nu știu, stă în soare în curtea primăriei și cam depreciază. Cei de la APA Vital au promis că o să ne ajute și o să înlocuim o anumită țeavă care plesnește, cum să știu, e depășită, uzată moral, fizic, din țeavă de oțel. Bun, și alte investiții vor mai face în comună sau pur și simplu vor prelua investițiile pe care dumneavoastră le-ați făcut? Pur și simplu, e impropriu ca cetățenii din Moțca să ia apa de la ei. Noi facem investiții de chipurile 20 de miliarde, partea de cofinanțare, sistemul integrat și apă și canalizare, va trebui să-l preia degeaba. Noi avem de plată 5 ani de acum. Și e corect? Nu e corect, dar cât e să se întâmplă corect
În lumea asta, în România. Nu, dar de ce administrațiile mici ar trebui să cedeze atât de ușor investiții pentru care până la urmă cetățenii scot bani din buzunar, nu? Fiindcă se tinde spre centralizare. Dacă noi am fi cu fost... orice preț? S-ar putea cu orice preț. Bun. Păi, vedeți cum e? Iată, Comuna Moțca va lua apă de la Iași. Eu da? Nu zic că mă opun regionalizării. Vă dau un exemplu. Dar regionalizarea... A, da, punctele... Este greu pentru un primar să găsească un răspuns pentru următorul aspect. Da. Deși puțurile de apă sunt în apropiere, apa vine de la Iași sau, mă rog, este cumpărată de la Iași. Gunoiul da. Îl duceți la Iași. Da. La fel cum nu, la Iași. La Roman și la... Vine o societate de la Iași în ea gunoiul. Da? Dar așa, îl duce la pentru, Roman și la Târgu Neamț. Iar pentru aceste chestiuni sunt costuri suplimentare. Problema e că, vă dau un exemplu, cândva Timișește, datorită faptului că la ei au secat fântânile și să scotea apa de la ei, o să spune să fura sau da. Așa, erau scutiți la plată pentru ciușmelele din, nu zic că aveau tras în case, dar pentru ciușmelele din drumuri nu plăteau. Am înțeles, dar este aveau facilitate. Ca cetățenii, de exemplu, din Moțca, da? Să plătească același preț la apă ca cetățenii din Iași? Nu e corect. Nu e corect dar așa se va nici ca și pașcanii la fel. Da, în casă de față de la noi. Eu m-am născut și am locuit în vale. Toate fântânile din vale au fost secate, zic eu, datorită că se scoate apa din pânza freatică. Eu nu zic, rezerve avem de apă. S-au făcut forări, de exemplu, și este o imensă resursă de apă, rezervă de apă, dar la o mai mare adâncime. Este undeva în zona pe lung, acolo, după Saivani, este un puț care deja, cum zic eu, aproape, zici că e apă sulfuroasă. A fost cândva furat și sunt rezerve mari. Avem, de exemplu, vă pomenisem adineauri niște izvoare din astea care ar putea fi captate de pe Cinuc. Deci în spatele fostului Sema, care cândva a alimentat toată valea de la Moțca și avea o presiune imensă. Doar că ar trebui înlocuită conducta și dat aproape moca sau na, dacă faci investiția apa vitalu, o să dea tot cu bani. Ce să zic? Mi-aș dori să fie primărie, doar și de aici poți să ieși oricând. Să nu credeți dumneavoastră că se apucă acum să facă o investiție care nu se poate fi amortizată. Printr-o hotărâre de Consiliu a ieșit și de aici, dar nu... Important da? Este în ce condiții se poate da. Ieși, pentru că odată ce ei apucă să facă anumite investiții, sunt convins că... De ce aș fi convins că dacă aș căuta să mă autorizez ca operator de apă, ar fi foarte greu sau imposibil. De asta sigur. Bun. Pomeneați acum câteva minute de faptul că intenționați să faceți un ONG, o asociație da. Privind drepturile romilor în comună. Da. În urma recensământului, care iată a fost finalizat acum și au fost publicate datele oficiale, câte familii de romi? Avem în jur de 12%. Deci, un procent destul de mare. Da. Păi dacă ar fi să treacă de 20, ar avea drepturi la interpret pentru translator, s-ar spune. Altfel să-i dai în limba romă. Ar fi o premieră. Noi deja avem... Dar au consilieri. Au reprezentanți în consilieri probleme de romi, Gigi Cercel. Doar că o să trebuiască să vină ziua să vadă și ei concret pentru ei, dacă se face ceva special pentru bun, ei. Bun, dar face primăria ceva pentru ei, pentru integrarea romilor? Păi asta începem, să ne străduim să facem ceva anumit. Dacă vom avea în GAL, de exemplu, ONG-ul, cred eu că e o idee așa am. De exemplu, aș vrea să le fac o baie publică, o baie comunală. Și, cum zic, să am în vedere în special romii. Dar de ce să fie o baie special pentru familiile rome?
Să fie nu, pentru toată lumea, de ce neapărat doar... Dacă o să o fac mai în deal, sigur va fi frecventată mai mult de rom. Nu, cum zic, nu poți să faci cabine speciale și pentru români și pentru români aparte. Poți să vină și românii, doar că... Da, păi nu, baie publică, de ce doar pentru români? Sunt mai murdari sau din ce motive? Nu înțeleg. Nu, fiecare se spală acasă și dacă vrea să vină la o baie publică, e treaba lui. Mă gândesc să fie baie publică, mă gândesc să fie și pentru spălatul rufelor. Sunt anumiți romi care nu trăiesc în condiții cumva decente. Decente și asta e relativ spus. Am înțeles. Dar ei au probleme în special de altă natură. Mă refer aici la integrare în ceea ce privește educația și în ceea ce privește accesul la locurile de muncă. Eu cred că aici este foarte important pentru ei. În ce măsură administrația locală, dumneavoastră în calitate de primar, consilierii locali, au reușit să găsească soluții aici? Deci pe 16 și 17 iulie am fost la București, invitat de Fundația Soros. S-a creat o rețea, se cheamă Meri, așa? Mai mult, de exemplu, asta e formată din primari. Primare activi s-ar vrea pentru accesarea fondurilor pentru romi. Deci, mă gândesc în timp să facem ceva. Sunt, de exemplu, acolo e și un ghid de bune practici. Deci, dacă ne-am întâlnit acolo din toată România, că au fost vreo 60 de participanți din mai multe zone, cu romi. Și fiecare și-a spus părerea ce au realizat și am putea și noi... E o chestie bună. Eu, împreună cu domnul primar gospodaru de la Miroslovești, am reușit să fim selectați în secretariatul acestei rețele. Asta ar însemna că să fim la curent cu noutățile și cu sursele de finanțare. Oricum, nu o să le ținem numai pentru noi, să le popularizăm. Evident. Să știți că banii au fost și până acum. Dar n-am fost accesați. Deci nu vine cineva și cei care i-au luat, vine și îi lasă în cutia poștală, doar... sau se, contează măcar să fie acasă sau la primărie, ți-i lasă. Deci trebuie să te străduie în prealabil. Asta se înțeleagă oamenii. Nimeni nu stă, mai ales eu, fiind la primul mandat, să am banii necesari sau să pot să fac ceva, să ezit chestia asta. Bun. A crescut sau a scăzut populația în ultima perioadă în comună? Deci, la Pașcan, iată, deci de la ultimul recensământ a scăzut cu aproape 10. Eu vă dau un exemplu. Raportările pentru luna trecută au fost 8 noi născuți, dintre care 7 au fost romi. Bun, dar dacă ar fi să... Deci la natalitate, sau dacă ai în vedere cu masarea comunilor, să știți că numărul de locuitori față de comunile învecinate ne-l asigură romi. Deci creșterea... Natalitatea o asigură romii. Cum să zic, au felul lor de viață, felul cum văd lumea, faptul că-s deschiși. Și ar trebui să ne molestim și noi din obiceiurile lor. Știți? Eu zic așa, nu știu, nu vreau să par retrograd, dar părinții noștri vedeau în alte concepții. Deci nu, vai de mine, asigurau resursele și nu mă făceau copii. Dom'le, fiecare se naște cu porția lui de noroc dată la Dumnezeu și deci asta, o perpetuare a speciei ar fi... Bun. Da. Recomandat. Bun. Vorbeați de faptul că doriți să faceți un gal. Explicați despre ce este vorba și cui folosește. Păi, cui va folosi? Comunității. Exact cum se vorbește despre regionalizare, că așa ne va veni mai ușor banii, într-o anumită perioadă va fi un timp când se vor da bani numai și numai pe galuri. Cine va fi în gal va accesa. Ce înseamnă nu... gal? Grupul de acțiune local. Acțiune local, așa se traduce. Păi, la noi gal sună franțuzește. Trebuia să zic DAC sau altceva. Deci, grup de acțiune locală, mai multe administrații, așa, punând în comun resurse, interes pentru a... Participă și accesează fonduri și îl împart după cum consideră, cum să zic, o membrii galului sau... Boardă echipa... Bun. Care sunt partenerii dumneavoastră pentru asemenea deci, construcție? Pentru asta, cum să vă zic, Miroslovești, Stolnicenii și Păstrăvenii deodată. Ceilalți, deci Ciorănii, prins cumva cu Neamțul,
cristește tot la fel pe neamț. Păstrăvenii, cum să zic, ne-am lipit și noi de ei, că dă bine ca și punctaj. Da, vă întreabă cineva, când veți organiza zilele comune? Pe 17. Ați văzut la da, bine, un exemplu pozitiv. Ca să nu întrerupem tradiția, deci fiești, ca să nu întrerupem tradiția, fără cheltuieli de la bugetul local, doar din sponsorizări, vom face zilele comune. Deci sper ca pe 17 să fie o discotecă a tineretului. Cred că de pe 16 vor fi aduse strâncele sau și se vor instala și de pe 17 comercianții. Luna viitoare, august. August, 17 și pe 18 va fi deci spectacol care se va încheia cu un foc de artificii. Ce spectacol? Ce artiști vor fi invitați să concerteze? Ne-am gândit la... este un ansamblu, se numește Codrii Neamțului, care îl aducem spre Codrii Pașcanilor. E un ansamblu privat, dar îmi place cum prestează. Am văzut spectacol. Așa. Așa. Trupa Pact, așa mai renumită, e fostul Compact, Adi, Ordean și Leo, Iorga, vin și ei, cred că ei vor încheia seara, fiindcă sunt mai, cum zic eu, ca și VIP-uri, sunt mai renumiți. Vor fi, de exemplu, din zona Iașului aduși trei interpreți, Ștefan Pintilie, Gheorghe Deaconița, Claudia Martinică. Din zona Sucevei este Lucian Motoveleț, Rodica Andronic și parcă Laura Pădineanu. Sunt, cum zic eu, acum cunoscuți, cum s-ar spune, dacă îi vezi și pe favoriți, și pe YouTube, și pe mai multe, îi cunoaște lumea deja. Eu zic că o să ne... Va fi și un foc de artificii? Da, la final va fi și un foc de artificii. Nota de plată, la cât estimați că... Oricum, eu voi propune, că voi iniția o hotărâre, ca să, cum zic, să fie aprobat de către Consiliul Local, să cheltui din sponsorizare, să nu fac de capul meu, la vreo 30.000 de RON. Maxim. 300 de milioane lei vechi. Pentru toți artiștii invitați, pentru da? Pentru toți. Bine că vor fi și câțiva din Moțca, de exemplu, local. Acum, eu, cum să vă zic, nu poți să aduci pe cine vrei, doar pe cei care nu sunt ocupați. Că sunt zona anunților, imediat după post, e prima duminică, primul weekend și toți cei din diaspora care lucrează vin de acasă. De ce din sponsorizări și nu din bugetul local? Și cine anume vine să dea 300 de milioane la Moțca? Adunate de la, în special, balastierele care este pe lunca Moldovei, am găsit înțelegerea și ne susțin. Asta nu înseamnă că nu vor fi o scutire pentru plata impozitelor și a taxelor. Asta e altă. Dar, cum să zic, ei au înțeles că trebuie făcut, că na, ei își desfășoară activitatea în loc, cum zic, în locația noastră și ca urmare se manifestă ca atare. Bun. Este adevărat, urmează sau sunt discuții pentru ca în comuna Moțca să fie deschis un centru SMURT, să fie organizat? Este adevărat. Unde și din ce motive? Dat fiind așezarea comunei Moțca, eu, cum să vă zic, eu ca și un nod, eu așa îl văd, e egal distanțat de comunele învecinate la europeană. Și cred, pe mine mă bate gândul, am avut propunerea asta pentru SMURT și vom reabilita remiza de la pompieri, clădirea, doar pentru chestia asta, ca să îi putem oferi condiții pentru SMURT. Mă gândesc că ar fi bine și un centru de permanență la dispensar, dar asta trebuie discutat cu DSP-ul, să fie prins și bugetat. Deci pentru un nou an trebuie avut în deci, vedere. Cu alte cuvinte, începând de anul viitor să e posibil. Trebuie să vorbești de acum și la Casa Națională și la DSP să prindă un centru de permanență. Eu nu vreau, cum să vă zic acum, că să dau o importanță, dar însă și așezarea
Vă zic eu, ca să, pentru un accident și foarte multe accidente în zona respectivă. Pentru un accident pe european, aștept să vii de la Pașcani salvarea, să-l ia, să-l aducă la Pașcani. Dar dacă ar porni salvarea de acolo, nu reduci timpul la jumate. Așa este. Vă zic eu, nu cred dau eu importanță să mă cred cineva cu... Moți care are o așezare strategică. Aici, strategie a fost în așezarea comune. Cei care au așezat comuna n-au fost, cum zic eu, au fost buni cunoscători. Deci, cam egal distanțată față de Bacău, față de Iași, față de Suceava. Egal distanțat, un alt cerc tot concentric, ai putea să pui Pașcani, Târgu Neamț, Fălticeni, deci Roman. Deci așezarea e bună, doar că trebuie scoasă în valoare. Eu vă zic că dacă aș reuși să asfaltez Băureni, ar intra Schitul, zona Schitului, zona Cavoului. Zona turistică ați putea valorifica. Este un cavou care a fost lăsat uitării, a fost vandalizat când erau prin... cum să vă zic eu, e fica lui Veronica Miclea a fost mormântată acolo și la, cum să zic, într-un an, prin 60 ceva, 65 sau 60, erau la treierat și s-au dus și o spartă. Era pur și simplu pus în formol sau într-un sicriu, se vedea înăuntru, de exemplu, și ca să ia un inel, l-au vandalizat anumiți oameni. E bine și cu turismul. Însă, aveți copii care învață într-o casă. În loc să aibă condiții civilizate, într-o grădiniță. S-a început acolo investiția, da. Însă n-a fost finalizată. Păi, din ce motive? Deci, e foarte greu să pui în mișcare un proiect abandonat. Ăsta a început pe când era doamna Doniței ministru educației. Și-a uitat. Da. Problema e că el... Cu atât mai mult el, a trebuit să-și aducă aminte nu, el ne-a promis, de promisiune deci, din alături timpul. De DC111, al doilea ca prioritate e grădinița. Când o să ne dea ceva, o să fac. Oricum, o să ne, eu sunt încrezător, mă gândesc prin 2014 sau 2015, o să avem fonduri, ne mai trebuie în jur de 12 miliarde ca să finalizăm grădinița. Mai este un fapt care aproape că parcă ar fi, cum să vă zic eu, expiră certificatul de garanție la școli. Tot ce a fost făcut pe timpul lui Ceaușescu, acum prezintă pericol sau acoperișurile cedează, apa se infiltrează și va trebui forțat, obligat, nu zic că vai de mine anul ăsta, noi căutăm acum niște soluții de criză, soluții de calicie. Ca să pui tu spumă, de exemplu, între table ca să nu-ți ploaie, asta nu e chiar ortodox. Spuma, cum zic, cedează la temperaturi sau la variații de temperatură. Acestea sunt adevăratele probleme ale comunei, da. Și aici, părerea mea că ar trebui să aveți tot sprijinul politicienul la nivel județean, la nivel național. Să nu ajungeți, Doamne ferește, în situația în care au ajuns cei din comuna Valea Seacă, în satul Topile, unde școala veche au dărâmat-o și acum, iată, inclusiv primarul muncește, străduiește, trudește pentru ca școala să fie renovată. Deci eu îi văd strădania lui domnul primar Roman. Deci, pur și simplu, împreună cu el am fost la doamna Domniței, chiar în ziua în care el punea problema școlilor la Topile, două seri sau câte are el acolo de curs, m-am întâlnit de curând, am văzut că au găsit soluția, pur și simplu sunt și soluții de urgență. Care, tot cu bani de la buget. Sătul de așteptările și promisiunile de la județ. Anumite chestii care le faci și pe datorie. Și fără bani de și pe datorie, corect. Știți că dacă ai credibilitate, exact cum ai spus, domnule, ești credibil. Te duci și îți dă. Înțelegeți? Anumiți oameni mai buni sau mai lași la suflet, îți dă, faci treaba și până de contest. Când ai bani. Bun, când credeți că această chiar dacă pare grădiniță va fi rezolvată, va fi terminată? Ce să vă zic? Dă, Doamne, să finalizez tot eu în mandatul ăsta.
Bun. Eu nu pot să promit că mâine, poi mâine, răspăi mâine. Da, dar copiii, îmi doresc copiii din spus, comună nu da. Merită măcar promisiuni în acest sens? Dacă copiii din comună n-aveau alternativa să intre în școala veche, chiar dacă acolo cade tavanul exact ca pe la Topile, înțelegeți? Și căutăm noi soluții să-l mai sprijinim un pic. Dacă n-aveau alternativa, erau forțați și terminat în 2008-2009. Atunci a fost o perioadă de boom economic, acum e o perioadă de criză economică. Nu-i tot una. Înțelegi? Nu știu cum să... Acum eu gândesc cu dumneavoastră ca persoană, înțelegeți Bun. Etapele astea, mai, ciclului economic. Mai aveți o problemă în comun. Aveți un pârâu care, cum vin ploile de da, vară, da. Cum vă creează probleme? Deci... Aveți soluții acolo? Ca și urgență, noi avem. Chiar și astăzi am fost la județ și am depus la Comitetul pentru Situații de Urgență o adresă cu tot ce trebuie în spate. Mă refer la fotografii, chiar dacă alb-negru. Ați avut case sau gospodării inundate? Am avut curți inundate, deci nu afectate casele. Sau dacă au fost culturile, nu în așa de tare ca să fie distruse. Dar care e problema? Ce trebuie făcut deci, acolo? Problema este în felul următor. Trebuie decolmatat, începând de la Moldova, de la vărsarea Moldova, tot pârâul la deal. Deci, pur și simplu, este un pod la vechea, cum să zic, la terasamentul care era cale ferată, că acum pur și simplu s-au luat și șinele, avea o linie la farjul, ca și balastieră, ducea până la Și atât de greu? Atât de complicat? Știți cât e? Asta implică, când am zis care e necesarul pentru să fac lucrarea, deci să sui la 2-3 tone de motorină ca să fac eu chestia asta. Că trebuie dusă, de exemplu, până aproape în zona primăriei, deci de la Moldova, escavat și scos. Dacă mergeți să vedeți acolo, la inundație au fost aduse și cuști de câini și toată mizeria. Ce-au putut lua apa de pe curțile oamenilor, l-au adus acolo. Bun, dar spuneți și mie, care am o curiozitate. Până la urmă, județul, ce anume a finanțat? Câți bani a dat județul, de exemplu, anul ăsta? Și pentru ce? Ce să vă zic? Dacă nu dă pentru școli, dacă nu dă pentru astfel de obiective importante, deci, ca să nu fie inundate gospodării, atunci... Nu, deci pe chestia asta, la situații de urgență, sper să fiu ajutat. Am găsit utilaj, de exemplu, ne-l asigură apele Siret, de exemplu, și măcar motorina. Aici nu zic să faci studii, să te cheltui, dacă mi-ar ajuta, cum zic, să mă ajute cu contravaloarea motorinei, eu fac dacă lucrarea... e o situație de urgență, poate puteți obține chiar din... Eu aș vrea să mă zbat să codific pârâul Moțca. Dacă l-ai codificat, deci cum e pârâul Bora la Băurin, e codificat. Deci nu te mai interesează pe tine ca administrație să o decolmatezi. O decolmatează apele Bacău, care știu să vină să ia bani. Bani de la balastieri, bani de la toți, bani de la cei care beau apă, bani de la... Deci, dar trebuie să ședea. Noi nu finanțăm județul Bacău prin chestia asta, vezi? Că aibă bani la buget. Sau trebuie să mai întoarcă și înapoi. Noi ei trebuie să mai și pui. Bun. Și eu, dacă, deci ca și lungime avem. Dacă vom remăsura albia pârâului, vom să pun, am un expert cadastru cu contract de prestări servicii la primărie și îl pun să măsoare de la, cum zic, din, pur și simplu din pădure, de la vadă, că vine și din partea Hireștiului și din partea asta de la Moțca, e, cum să zic, sunt niște case puse în pericol, doar de cât de mult au săpat. Deci, vis-a-vis de căminul cultural, dacă vă duceți, este o străduță, mergeți 102 de metri și vă cruciți unde s-au ajuns. Și ar trebui stabilizat că iau case de la vale. Deci, nu știu, acum, eu nu vreau să... strig pe cei care au fost înaintea mea, dar vreau să spun că nu s-au intervenit în chestia asta. Nu sunt niște situații care s-au evit acum. Acum au ajuns în punctul culminant. Și va trebui să consolidăm acolo. Sunt vilișoare de astea care pur și simplu se duc. Ei, cât casa, o săpată apa, cât casa din altă. Deci pur și simplu la 2-3 metri, tu uiți, dacă te bagi în apa prăvă.
Eu ce să vă zic, acum unii amenință, sunt, cum zic eu, în comună și unii care au un statut așa de reclamangii. Sau, cum să vă zic, orice primar ar fi, nu-i bun. Înțelegeți? Aici eu cunosc și rezist la presiuni din asta. Deci pot să mă cer, pot să fac și la fel ca ei. Dar, cum să vă zic, sunt care vin cumva și pur și simplu să ia de tine fără să faci nimic, doar așa ca să dea spectacol. Dar, cum să zic, îi invit la... Hai să ne punem la încercare răbdarea. Și eu zic, da. o să facem față. Trebuie măsuri luate, dar măsura în care putem să intervenim. Și, de exemplu, mi-ai pus problema asta. Poate nu te pot ajuta astăzi, dar te am în vedere. Te am în vedere și te voi ajuta. Bun, dacă le explicați, bănuiesc că vor înțelege. Înțeleg, ei nu. Dar până la urmă sunt contribuabili și au dreptul să, au tot dreptul să vă întrebe faceți. Deci eu câteodată nu închid ușa, nu ca să manifest și deschiderea mea ca om. Am înțeles. Mai avem câteva minute din această emisiune. Nu vreau să închei fără să vă întreb care este soarta asistaților, însoțitorilor asistaților sociale. Asistență personal, pentru persoane. Exact. Pentru că pomeneați la începutul emisiunii că, iată, nu aveți resursele necesare pentru a achita salariile de câteva luni de zile. Da. Deci, direcția de finanțe, probabil că nu formal ne-a solicitat o situație necesarului fondurilor ca să achităm până la sfârșitul anului. Noi nu avem o săptămână de când am dat o situație și le-am explicat. Bine că noi din aprilie am vorbit cu ei și le-am atras atenția. Dar de când nu le-ați mai plătit? Deci din aprilie n-am mai primit oameni. Deci am 19 asistenți personali pentru persoane cu handicap care, pentru care îmi trebuie 20.000 de ron cu tot cu ceea ce dai la stat. Deci bine că ei mână iau vreo 6.700.000, cam pe lună. Așa, n-au de lună fiecare, dar mai este și partea care dai la CAS, la sigur. Am înțeles, dar și ce răspunsuri ați primit? Deci, eu sper să suma asta să ne vină de la Direcția de Finanțe, la rectificare, dar rectificarea sună cumva cam pe minus, vom face tot ce ne stă în putere și o să primească. Chiar dacă mai spre final. Adevărul că dacă ai un om cu handicap în familie, numai cine nu a trecut prin fazele astea, să îngrijească un bătrân sau să zic așa, să știe cum un om bolnav. Acești bani, puțin, sunt foarte importanți. Deci ei vor primi până la sfârșit. Dar ca să faci față, domnule, el așa se uită în buzunar și vede că nu are bani, se ducă să ia un timp. S-a întâmplat și la Pașcan lucrul ăsta. Da. Și îl întrebam pe fostul primar, vă întreb și pe dumneavoastră. Ei practic au statutul de salariați ai primăriei. Păi atâta de ce? Îi atrage doar asigurarea. De ce? Înțelegeți? Altfel ar trece pe indemnizație. De ce sunt tratați ca salariați de mâna a doua? De ce unii salariați își primesc salariile la timp, iar acești însoțitori... Adică banii ăștia sunt în conturi diferite. Eu nu pot să iau de la ei și să fac altă treabă. E adevărat. Înțelegeți? Că asta ar însemna deturnare de fonduri și asta ar însemna încătușarea primarului. Așa este. Da. Dar când nu-i aveți, legea spune că trebuie să intervină bugetul local. Se poate să-i dăm. Dar mai este o chestie. Deci, dacă apuci să-i dai, nu ți-i mai poate da finanțele. Știu. Jocul ăsta de așteptare, păi practic, și asta e strategia. Îi sacrifică pe ei. Îi sacrifică. Eu ce să vă zic? Noi bani în buget nu avem. Dar dacă va fi nevoie până într-un sfârșit, vom face totul posibil și o să ne achităm și chestia asta. Am înțeles. Pe finalul emisiunii, vedeți câte probleme sunt atunci când cineva își asumă responsabilitatea. Aș putea să discutăm o zi întreagă. Dacă trebuie timp de emisie mai mult. Bun. În condițiile date, de ce ar vrea cineva să rămână în funcție de primar? Eu vă zic o chestie care, cum să zic, n-am constatat-o pe pielea mea. Se spune că sunt trei feluri de oameni. Oamenii normali învață de pe pielea lor, oamenii inteligenți învață de pe pielea altora și oamenii proști nu învață nici măcar de pe pielea lor. Mi-am dorit să fiu primar și, cum zic, satisfacția este mai mult onorifică
dacă ești recunoscut, salutat, salut domn primar, nu știu, cam cu asta rămâi, să nu credeți că vis-a-vis de motivația salarială am vreun beneficiu. De exemplu, un primar ia mai puțin, nu stric pe cineva anume, Doamne ferește, decât o educatoare care are 15 copii și, deci, salariul este mai mic. Am 19.460.000. Asta înseamnă că am vreo câteva milioane în plus față de registrul agricol. Puteam să stau să încezesc acolo, să-mi fac treaba, că vin tot din administrație și cunosc. Ei, mi-am propus să pun mai mult suflet decât foștii primari. Dacă cel de sus sau cei de un pic mai de jos, dar tot sus față de mine, mă vor ajuta, eu sper să duc la capăt, să nu mă fac de râs, că țin și la onoare. Deci, poate unii mă văd că dacă, de exemplu, asfaltez DC133, drumul spre Homița, care a fost un drum, care un proiect care a ajuns într-un stadiu avansat și când am intrat primar, n-aveam nici măcar cum să-l mai opresc. Trebuia să-i dau drumul să fie. Mă văd, fii atent că ăsta a intrat în combinație cu dascălul Bruia, care are făcut acolo pensiune turistică și să vinde pe 5 lei. Cam așa vede lumea. De exemplu, suspicioasă. Bun, dar dumneavoastră știți, deci, asemenea discuții sunt peste tot. Eu știu adevărul și atunci când cineva îmi spune ceva ce nu e adevărat, nici măcar nu mă supăr. Bun. Sunteți și dumneavoastră politician. Iată, de un an de zile vă confruntați cu partea reală a politicii, da, cu administrația locală. Da. Mai aveți încredere în promisiunile politice, în politicieni? În ce măsură parlamentarii din colegiul dumneavoastră v-au ajutat? Eu ce să vă zic? Acum, în propriu spus, un primar liberal a fost pus susțin un candidat PSD. Deci eu am candidat ca PNL, n-a fost USL când am devenit primar. Eu am o relație foarte bună cu toți primarii PSD. Nu pot să fiu catalogat că ăsta o dă la întors și să își schimbă culoarea. Nu sunt cameleon. Nu mă adaptez așa după razele soarelui. Dar o bună... Deci e normal să insist la domnul domnul, de exemplu, deputat Rățoi sau la domnul Constantinescu, să insist la ei să mă ajute. Bun. Pentru că și eu i-am ajutat cândva. Bun. Ați insistat. Ați primit? Ce? Nu. Deci, cel puțin am văzut că se străduie. Deci, am fost în... Na, acum, o să pare totul când la ei, cum zic, la început pare o, cum zic, o promisiune, cum să vă zic, care nu are la bază adevărul sau mincinoasă. Dar sper să demonstrez, să nu mă dezamăgească, sunt oameni onorabili, oarecum. Dacă o să-i ajute pe cei de la PSD, o să măcar firimiturile să le arunce la comuna PNL și o să fie eu mulțumire. Vă invit să nu vă mulțumiți cu firimiturile de la masa PSD. O să solicit o feliuță. Să obțineți, da, banii necesari, așa, pentru a vă realiza investițiile de, deci, acolo. Eu păzesc numai și numai interesul comunității. Nu pun interesul personal. Ele, nu vreau să dau exemple de înainte sau... Nu le mai, cum zic eu, știrbesc memoria sau... Dar vreau să mă implic și să nu creadă comunitatea că am posibilitatea și nu o fac, nu mă implic. Sau că stau undeva acolo și mă bucur de salariul ăsta nemotivat. Bun, am ajuns la finalul acestei emisiuni. Mulțumesc mult pentru... Eu vă mulțumesc pentru prima oară la dumneavoastră și cam greu ne-am contactat, cam greu ne-am văzut, dar îmi pare bine și apreciez calitatea emisiunilor de la BTV. Mulțumesc mult. BTV. Punem punct aici aceste emisiuni. Mulțumesc și eu pentru atenție. Urmează știrile Infobit. O seară bună în continuare. Sănătate, numai bine. Hello.